Coada de la intrare în Muzeul de Artă din Timișoara se întinde pe 10 de metri. Oamenii așteaptă și câte jumătate de oră să intre și să admire operele de artă ale marelui sculptor român. Mai ales că în prima zi de miercuri a fiecărei luni, accesul vizitatorilor este gratuit. Aceasta este cea mai mare expoziție dedicată artistului din ultimii 50 de ani. Aducerea operelor la Timișoara a costat peste 2 milioane de euro. Acestea vor fi disponibile publicului până în ianuarie anul viitor.